În opinia noastră, măsurile urgente care se impun în 2015 sunt legate în primul rând de finanțarea lucrărilor din infrastructură, infrastructură rutieră în primul rând. România are nevoie de investiții în această zonă. Economia românească are nevoie de autostrăzi. E nevoie de deblocarea fondurilor europene. E nevoie de deschiderea unor axe de dezvoltare economică axate pe dezvoltarea infrastructurii. Portul Constanța se va dezvolta, dar are nevoie de axe de legătură feroviară și rutieră cu restul țării. Provinciile istorice au nevoie de autostrăzi. E nevoie să impulsionăm economia prin aceste investiții. Vom dezvolta aceste direcții, aceste lucruri, odată cu prezentarea viitorului program de țară și odată cu dezbaterea pe bugetul din 2015, pe care sperăm domnul Ponta să-l prezinte cât mai urgent. România poate deveni, într-adevăr, o țară emergentă de vârf dacă se investește în infrastructură. În acest context, reamintesc și faptul că ordonanța, așa ordonanță a furtului politic al primarilor, dată de domnul Ponta înainte de alegerile prezidențiale, a făcut obiectul unei sesizări la parchetul general. Și ne exprimăm speranța și încrederea că parchetul general va da un răspuns acestei sesizări, cum va da un răspuns și sesizării privind blocarea votului din 16 noiembrie. Din păcate, trebuie să mai constatăm încă o faptă rea a majorității, sub ochii binevoitori ai domnului Ponta, respectiv inițiativa legislativă a domnului Nicolicea, care e ministru pentru relația cu Parlamentul, și care nu înțelege că atingerea și subminarea cadrului privind integritatea în funcțiile publice și a cadrului juridic anticorupție reprezintă o încălcare a obligațiilor internaționale ale României în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Programul de guvernare este cel adoptat în decembrie 2012, iar mă bazez în această susținere și pe faptul că acest demers este constituțional, pe decizia din 8 martie 2014 a Curții Constituționale. După cum vă amintiți, după votul din 4 martie, grupurile parlamentare PDL-PNL au contestat la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională a considerat că această procedură respectă prevederile Constituției. De asemenea, vreau să precizez faptul că la baza formării noului guvern există acordul politic al mai multor forțe politice, nu reiau discuția despre USL. Important este că membrii guvernului sunt, fără niciun fel de excepție, fie membrii ai grupurilor parlamentare PSD-UNPR și grupul parlamentar liberal-conservator, fie susținuți de aceștia, așa cum este cazul miniștrilor tehnocrați. Pe de altă parte, este adevărat și susțin și rog în continuare, parlamentari aparținând altor grupuri politice, în primul rând grupul minorităților naționale, dar și al UDMR, PPDD, independenți, pentru sprijinul pentru acest guvern și pentru obiectivele sale. Vreau doar să spun un lucru pe care îl cred și îl respect. Într-o democrație, regula majorității trebuie să funcționeze. Eu am acceptat această regulă pe 16 noiembrie, sunt convins că și dumneavoastră o veți face dacă azi Parlamentul, în majoritatea sa, va susține funcționarea acestui guvern. Vorbind însă despre lecțiile din 16 noiembrie, am învățat și cred că voi reuși să țin această învățătură, să nu răspund și să nu intru din nou în ceea ce reprezintă, sigur, în mod obișnuit, arme politice, scandal, insulte, jigniri, accept aceste lucruri din partea colegilor parlamentari și nu răspund în același fel. Însă pot de asemenea să învăț să nu arunc cu noroi sau să nu acuz anumite lucruri. Mi s-a adus aminte de faptul că un membru al guvernului pe care îl conduc
într-adevăr, fiind în funcție, a fost condamnat penal. E un lucru pe care îl regret. Acel membru al guvernului meu era membru PNL. Și nu cred că cineva poate, într-adevăr, în mod real, să adreseze altora reproșuri, fără a încerca cu toții să vedem ceea ce avem de îndreptat.